Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Oneștiul, un mare șantier. Conferință internațională OPROTECH a Facultății de Inginerie a Universității Vasile Alexandri Bacău. A spart geamul parchetului de pe lângă judecătoria Onești. Oneștiul s-a transformat într-un mare șantier și asta se datorează proiectelor numeroase și consistente care au fost atrase în municipiu. Despre toate acestea ne-a detaliat primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină în cadrul emisiunii 24 de ore. A fost o parte grea să obții, să scrii și să obții finanțările, dar și mai greu va fi să le gestionezi și să le implementezi. Trebuie urmărite lucrările. Este destul de complexă această activitate, dar am mare încredere în colegii din cadrul Direcției de Integrare că pun suflet și experiența lor și totul va decurge așa cum trebuie. Asta e veste bună, pentru că am zis eu că Oneștiul, chiar în primul mandat, înainte de a intra dumneavoastră primar, au fost mult timp, o perioadă mare de timp în care nu multe proiecte au fost atrase, dar nu face referire la acelea. O să vorbim că acum Oneștiul este un șantier. Da, oriunde am merge, este un șantier. S-au atras într-adevăr fonduri din toate direcțiile. Dând la o parte fondurile europene, am primit foarte multe fonduri și o susținere deosebită, am primit și o atenție deosebită și susținere din partea Consiliului Județean. Doar de la Consiliul Județean avem proiecte pe care urmează să le implementăm sau sunt în curs de implementare de peste 50 de milioane de lei. Ceea ce, la fel, nu știu dacă adunat în istorie s-au primit de la Consiliul Județean Oneștiul 50 de milioane. Chiar am găsit înțelegeri, sunt oameni cu care se poate discuta, avem un dialog bun și Oneștiul are de câștigat din treaba asta. Am înțeles. Important, și o să intrăm direct în miezul problemei, pentru că avem nevoie de răspunsuri din partea dumneavoastră și oneștenii până la urmă au nevoie. Am zis că Oneștiul este un adevărat șantier, este o veste bună. Lucrările de implementare a sistemului de înlocuire, de fapt, a rețelei de apă și canal din Onești. Dă dureri de cap. Da, dau dureri de cap. Am să vă și spun, da, este, implementarea pare ușor haotică și nu contrazic acest lucru, dar se datorează și faptului că au început foarte târziu. Înțeleg că fosta administrație a tergiversat puțin începerea lucrărilor, nu s-au intabulat terenurile, nu s-au făcut cadastrările la timp. În momentul în care am intrat primar, erau cumva cel puțin 6 luni în întârziere. Am făcut contracronometru cu sprijinul colegilor tot ce trebuia făcut. Am eliberat autorizația de construcție în ultima zi în care se mai putea elibera, că altfel era exista. Nu căderea intenție, atenție! Și aia parțial, am eliberat o jumătate de autorizație pentru jumătate din lucrări. După vreo 4 luni am reușit să terminăm cadastrările și toate măsurătorile pentru a putea elibera și partea a doua a autorizației. După ce am eliberat autorizația, fiind într-o atât de mare întârziere, existând riscul să se blocheze și să nu se termine până la finalul perioadei în care trebuia implementat, am fost nevoiți să dăm un aviz de săpătură pe toată lucrarea. Lucru care nu ar fi trebuit să se întâmple așa. Dacă totul decurgea în mod normal și erau timpii corecți, lucrările trebuiau să se dea etapizat, în facție de graficul de evoluție. Fiind într-o foarte mare întârziere, am ajuns în situația aceasta. Cu siguranță vor mai fi investiții. Anul viitor probabil vor începe din nou lucrări pe apă și canalizare, ceea ce nu s-a înlocuit în prima fază, se vor înlocui în a doua fază. Din discuțiile cu reprezentanții Raja, vor mai fi 27 de milioane de euro investiții la Onești, se va schimba absolut tot, dar cu siguranță nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat acum. Asta pot răspund cu capul, dacă voi merge, am avut discuții pe tema asta, voi merge personal împreună cu proiectantul
pe teren să scoatem, să creăm cât mai puțin disconfort și cu siguranță vom da avizele de săpătură etapizat. Cu termene clare, s-a terminat o etapă, se dă următorul aviz de săpătură. Nu-l vom mai da la pachet per pe total, toată lucrarea. Așa. Dar încă o dată vă spun, eram într-o foarte mare întârziere și am fi riscat să se piardă acest proiect important pentru comunitate. A fost o perioadă într-adevăr grea, vor mai fi cel puțin pe cartiere, 2-3 luni. Sunt în grafic, domnule primar. Sunt am mai purtat discuția ele asta. Ele sunt decalate un pic, de ar fi trebuit să termine în martie. Așa. Nu s-au terminat în martie pentru, din cauza, prima dată, partea cu COVID-ul, după care războiul din Ucraina a decalat furnizările de materiale. Am înțeles. Și atunci Ministerul Dezvoltării și Investițiilor și Dezvoltării se duc documente, constructorii au dus documente și au făcut dovada că au întârziat materialele respective și s-a înțeles decalarea timpului de finalizarea lucrărilor. Dar cel mai sigur undeva în luna iunie nu vom mai avea niciun drum deschis, adică se va reabilita tot. Nouă ne trebuie... luna iunie, anul acesta. Anul acesta, da. Foarte deci, importantă știrea. Ce vă pot spune că ne trebuie... Bun. Ne-au încurcat și ploile. Da, și temperatura scăzută nu ne ajută foarte mult. Plus, bun, există un alt disconfort, este și oamenii pe bună dreptate îl resimt, anumite drumuri nu sunt reparate, dar pentru a primăria și oneștia câștiga niște bani, ne concentrăm și pe refacerea acestor lucrări, pentru că anul trecut orașul a avut de câștigat undeva la 2,5 milioane din aceste reparații făcute de DPP. Turnarea asfaltului îl efectuează DPP-ul în urma pregătirii terenului, asfaltul la șterne DPP-ul. Din această lucrare, orașul a beneficiat undeva, bugetul DPP-ului a scăzut cu aproximativ 1,5 milioane, că acești bani de pe salarii au intrat în prețul de producție a asfaltului turnat către terți și în jur de un milion a avut profit, bani din care se va cumpăra acum o basculă și alte utilaje din banii respectivi. Este un plus pentru comunitate. Nu puteam să, cu riscul de a-mi atrage ușoare comentarii, antipatie, au fost și vor mai fi. Nu puteam să-mi bat joc de comunitate, să dau cu piciorul la acești bani și doar pentru imagine. Vineri 12 mai de la ora 10 în cadrul Universității Vasile Alexandri din Bacău a avut loc deschiderea oficială a conferinței internaționale OPROTEC, organizată de Facultatea de Inginerie din cadrul Universității Vasile Alexandri Bacău. Facultatea de Inginerie din cadrul Universității Vasile Alexandri Bacău organizează în perioada 11-13 mai conferința internațională OPROTEC, ediția a 18-a. Evenimentul reunește specialiști de renume din țară și din străinătate și se vor dezbate cele mai actuale teme din domeniul științelor inginerești înscrise în cele 7 secțiuni ale conferinței. Suntem la 18 ediție a conferinței internaționale optimizarea proiectării constructive, OPROTEC, unde după o pandemie avem acum șansa, norocul să avem oaspeți din Franța, Turcia, Bulgaria, Polonia și multe alte universități din România, Galați, Iași, București, Sibiu, Cluj. Universitatea organizează această conferință chiar și în perioada în care am avut acele restricții sanitare, au fost câteva ediții online, pentru a păstra continuitatea întâlnirilor științifice între cercetătorii din domeniile ingineriei industriale, ingineriei electrice, informatice, ingineriei mediului, ingineriei alimentare, mecatronicei și a mecanicii. Acestea sunt domeniile pentru care organizăm această conferință. Facultatea de Inginerie a Universității Vasile Alexandri din Bacău este gazda și organizatoarea celei de 18-a ediții a conferinței internaționale OPROTEC. Conferința este structurată pe 7 secțiuni, la cele 7 secțiuni fiind înscrise 154 de lucrări, sunt 338 de autori de la 70 de instituții
din țară și străinătate și vorbim aici despre universități, institute de cercetare, instituții din învățământul preuniversitar, agenții economici. Lucrările conferinței sunt completate de 3 workshop-uri susținute de agenți economici din domeniul științelor inginerești și asociații profesionale. Concomitent cu conferința OPROTEC se desfășoară și cea de-a 6-a ediție a sesiunii de comunicări științifice studențești, Ingineria Profesia Viitorului. La cele 9 secțiuni ale sesiunii sunt înscriși 133 de, înscrise 133 de lucrări, 144 de participanți. Aceste manifestări sunt organizate cu prilejul aniversării a 62 de ani a Universității Vasile Alexandrii din Bacău și 47 de ani de învățământ superior tehnic la Bacău. Mulțumim pentru interesul acordat manifestărilor noastre, participanților, autorităților locale, Consiliului Județean Bacău în mod special pentru sprijinul pe care ne l-au acordat pentru organizarea acestor manifestări. Este o perioadă de sărbători în cadrul Universității Vasile Alexandrii din Bacău. Au început zilele școlii doctorale. Astăzi se desfășoară conferința internațională OPROTEC. De asemenea, avem o susținere de teză de doctorat. Sunt foarte multe evenimente și suntem bucuroși că au venit foarte mulți invitați din multe țări. Spre deosebire de anii trecuți, când a fost pandemia și lucrurile s-au desfășurat online, acum avem ocazia de a face un schimb de idei față în față, să luăm la cunoștință de realizările fiecăruia și mai ales de eșecuri, că din greșeli se învață mai mult decât din realizări. Manifestările științifice din acest an omagiază împlinirea a 62 de ani de învățământ superior în Bacău și a 47 de ani de învățământ tehnic superior. Evenimentele de amploare s-au transformat într-o adevărată carte de vizită pentru Facultatea de Inginerie, prin intermediul cărora sunt dezvoltate noi relații de colaborare, atât prin programele de studii din domeniul ingineriei, cât și din domeniul cercetării științifice. Onorat prezidiu, stimați reprezentanți ai autorităților locale, distinși invitați, reprezentanți din mass media, stimați colegi, dragi studenți. Astăzi participăm la un eveniment important în viața comunității academice a Facultății de Inginerie din cadrul Universității Vasile Alexandrii din Bacău și sunt onorată să deschid lucrările cele de-a 18-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale Optimizarea Proiectării și Tehnologiilor în Construcția de Mașini OPROTEC 2023. Conferința OPROTEC se înscrie în manifestările de tradiție ale Facultății de Inginerie. Programul conferinței cumulează 7 secțiuni, unde sunt înscrise 154 de lucrări. Au contribuit la realizarea acestor lucrări 338 de cadre didactice și cercetători din 70 de instituții din țară și străinătate. Universități, institute de cercetare, unități de învățământ din mediul preuniversitar, agenții economici, 39 din străinătate și 31 din țară. După cum urmează Franța, Grecia, Spania, Italia, Ungaria, Polonia, Norvegia, Bulgaria, Serbia, Turcia, Algeria, Arabia Saudită, Congo, Camerun, Republica Moldova și România. Cele 7 secțiuni ale conferinței tratează variate arii tematice din domenii precum optimizarea proceselor și sistemelor de fabricație și proiectare asistate de calculator, optimizarea tehnologiilor și echipamentelor din industriile de proces, optimizare în inginerie și protecția mediului, mecatronică și robotică, inginerie economică, inginerie chimică și alimentară, energetică industrială și știința calculatoare. Dialogul dintre partenerii din mediul economic, industrial, asociațiile profesionale, cercetători și universitate constituie o cerință obiectivă și poate deveni o realitate a dezvoltării economice. În acest sens, manifestările conferinței
întregite de trei workshop-uri susținute de parteneri din mediul economic și asociații profesionale din domeniul științelor inginerești. Concomitent, se desfășoară și sesiunea națională de comunicări științifice studențești Ingineria Profesia Viitorului, aflată la ediția a șasea, care se bucură de un interes crescut din partea studenților. La cele 9 secțiuni, fiind înscrise 133 de lucrări, 144 de studenți participanți din centre universitare din Iași, Galați, București și Bacău. Manifestările științifice din acest an omagiază împlinirea a 62 de ani de învățământ superior în Bacău și a 47 de ani de învățământ tehnic superior în Bacău. Organizarea acestor manifestări științifice nu ar fi fost posibilă fără sprijinul conducerii universității și implicarea colegilor din Facultatea de Inginerie, a colaboratorilor, partenerilor, administrației locale, a Consiliului Județean Bacău Undeose și a celorlalți sponsori. Nemulțumit de soluționarea unor dosare penale, un bărbat a spart duminică după amiază geamul ușii de acces în parchetul de pe lângă judecătoria Onești, dar a fost reținut imediat de subofițerul jandarm aflat în serviciu de pază și protecție instituțională. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Jandarmul a auzit zgomotul produs de spargerea sticlei și a ieșit din clădire, moment în care a observat un bărbat care părăsea zona. Nemai fiind altcineva în apropiere, a fost evident că acesta arunca cu două pietre de la o distanță de câțiva metri de pe trotuar, iar jandarm a procedat la imobilizarea și reținerea lui în vederea efectuării verificărilor necesare și luării măsurilor legale ce se impuneau. Bărbatul în vârstă de 43 de ani este o cunoștință mai veche a jandarmilor băcăuani cu un istoric revendicativ la adresa justiției. Fapta nu face decât să-i complice situația, deoarece i-au fost întocmite actele de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și tulburare a ordinii publice, iar dosarul cu actele procedurale a fost înaintat organelor de urmărire penală. Inspectoratul de Jandarm Județean Bacău are în competență 29 ore obiective la care execută misiuni de pază și protecție instituțională, unde jandarmii acționează în vederea prevenirii și combaterii faptelor antisociale de natură penală și contravențională. Joburi pentru toți! Complexul muzealului Iulian Antonescu din Bacău a găzduit bursa generală a locurilor de muncă. Pentru acest eveniment, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău a contactat peste 800 de angajatori, dintre care 75 au venit cu o ofertă concretă. S-au adunat peste 780 de locuri de muncă dedicate tuturor categoriilor de persoane aflate în căutarea unui job. 75 de angajatori au oferit locuri de muncă pentru șomerii băcăuani la bursa organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, la Complexul muzealului Iulian Antonescu din Bacău, la care au participat peste 800 de persoane. A fost o ofertă completă, atât pentru cei cu studii superioare, cât și pentru cei necalificați, iar în plus a existat și o ofertă de formare în domeniul militar. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău organizează și în acest an Bursa Generală a Locurilor de Muncă prin participare în prezență. Suntem la Muzeul de Istorie, evenimentul este în pregătire cu aproximativ o lună înainte. Presupune acest eveniment contactarea angajatorilor din județ și centralizarea ofertelor de locuri de muncă vacante. Ca urmare a acestor activități, în ziua bursei, erau peste 80 de angajatori care aveau oferte de locuri de muncă din cei peste aproximativ 800 de angajatori și firme contactați din județ. Iar ofertele sunt centralizate și însumează peste 850 de locuri de muncă. În momentul desfășurării bursei, persoanele aflate în căutare de loc de muncă, fie că sunt sau nu în evidențele instituției, interacționează cu reprezentanții ai angajatorilor care participă direct la bursă și stabilesc dacă se întâlnesc ulterior pentru încadrare sau pentru probe de lucru. Oferta de locuri de muncă este generoasă atât în ceea ce privește ofertele pentru calificați și necalificați, dar și mai ales pentru specialiști, ingineri din foarte multe domenii de activitate, dar și manager de sistem și manager achiziții, economist, auditor. Cei interesați să afle detalii despre locuri de muncă vacante care sunt în acest moment oferite doritorilor pot să se adreseze instituției și ulterior evenimentului, pentru că vor fi menținute informații despre locuri de muncă vacante. Suntem în
spațiul de la Muzeul de Istorie, mulțumim celor care gestionează activitățile aici, pentru că e un spațiu generos, prin reprezentanți sunt peste 40 de angajatori și este o zonă în care constatăm că mulți dintre cei care sunt prezenți, mai ales persoane care deja au și lucrat și sunt poate acum în șomaj, indemnizat sau neindemnizat, interacționează cu angajatorii și urmează să discutăm despre câți se vor încadra după 30 de zile de la organizarea bursei de astăzi. Trebuie de precizat că oferta din domeniul militar a fost tentantă pentru cei mai mulți. Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău sunt în mijlocul celor care vor să opteze pentru o carieră în jandarmeria română. Jandarmii băcăuani le împărtășesc tainele, dar și bucuria uniformei pe care au ales-o, dar și le răspund întrebărilor despre cum pot deveni ei jandarmi și face parte din echipa jandarmilor băcăuani. Celor care doresc să vină în echipa noastră le reamintesc că pot opta atât pentru școlile militare de subofițeri jandar din Fălticeni și Drăgășani, cât și pentru Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București, Facultatea de Jandarmi. Mai multe relații privind criteriile, dar și perioadele în care se vor organiza aceste concursuri pot obține de pe site-ul nostru Jandarmeria Bacău sau de pe pagina noastră de Facebook Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău. Vă așteptăm să veniți în echipa jandarmilor băcăuani. Unii dintre cei care căutau un job au avut noroc, găsind o ofertă satisfăcătoare atât din punct de vedere al calificării cerute, cât și a salarizării. În prezent, în județul Bacău, șomajul a ajuns la 6,3% din totalul populației active, ceea ce înseamnă un procentaj peste media națională. Nu, n-am găsit deocamdată, mi-a venit ceva pentru o ofertă și am venit la interviu pentru am găsit un loc de muncă. Speranțe că da. Nu știu, abia am sosit și nu știu la cine să mă adresez. Dar ce căutați mai exact? Un loc de muncă, ce s-ar putea. Am o vârstă depășită și sunt în pensie. Dar pensia este foarte mică și nu ajunge. Încerc să găsesc ceva de muncă, dar trebuie să mai aștept un pic, abia am ieșit din concediu de creștere copil și sunt în șomaj. Poftim? Da, e ok, adică... Bine, eu m-am dus pe ce știu cel mai bine, știți? Ca să nu merg să dau cu bățul în baltă, știți? Da. Adică, na, dar vedem. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 13 mai, cerul va fi în cea mai mare parte nouărat. Maxima zilei nu trece de 17 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 5 grade Celsius. Duminică 14 mai, cerul se menține parțial nouărat, ne vom bucura totuși de soare. Mercurul în termometre ajunge până la valori de 20 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 9 grade Celsius. Luni 15 mai, cerul va fi parțial nouărat, mercurul în termometre ajunge până la valori de 20 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 9 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.